Coșmarul locuitorilor din cartierul Greenfield, situat în sectorul 1 al capitalei, continuă și acum. Drumul de acces prin pădure, pe care îl foloseau peste 6.000 de oameni, rămâne închis din motive de mediu. Sătui de promisiuni și să piardă cel puțin 2 ore în trafic pe un drum ocolitor, oamenii au venit să protesteze în fața primăriei sectorului 1. Și-au dorit o locuință cât mai aproape de natură, ca să scape de poluarea din oraș, dar au ajuns să-și petreacă timpul mai mult în mașină. Drumul de plecare, dar și de întoarcere, a devenit un coșmar pentru mii de locuitori din cartierul Greenfield, pentru că drumul de acces prin pădure rămâne închis. Sătui de situație, oamenii au protestat în fața primăriei sectorului 1. Când duc copilul la un liceu în Giulești, că n-am altă posibilitate, în Giulești, știți cât îmi ia? Știți că acest copil a ajuns la capul puterii? E obosit, doar de mașină, de a zis, tata, nu mai pot! Drumul permite accesul mai ușor spre Voluntari și Pipera, unde sunt foarte multe clădiri de birouri, sau spre DN1, care duce spre centrul capitalei. Suntem 6.000 de oameni în cartierul rezidențial Greenfield și avem o singură ieșire din cartier. Grădinița fiicei mele era prin pădure la 7 minute de casă, iar în ziua în care s-a închis bariera am făcut 47 de minute. Oamenii suferă. Eu am 84 de ani. Dacă am nevoie să chem o ambulanță, este imposibil. De-a lungul timpului, acest drum a mai dat bătaie de cap locuitorilor, cât și dezvoltatorilor. Acesta a mai fost închis de Rom Silva pe baza unor sesizări, dar oamenii au continuat să-l parcurgă. De data aceasta, problema a început de la pietrișul pe care cineva îl turnase pe alee, pentru că vorbim totuși de un drum forestier. Rom Silva a observat și a închis din nou drumul. Acesta a aparținut primăriei capitalei. După un proces a trecut în administrația Rom Silva. Acum Rom Silva vrea să-l dea spre administrare primăriei de sector. În momentul de față, primarul sectorului 1 are mandat de la Consiliul Local de ani de zile, repet, din 2018 de altfel, să preia drumul și să-l administreze. Primarul sectorului 1 refuză, propriu-zis, de câțiva ani, să ducă la îndeplinire un mandat al Consiliului Local. E ca și cum premierul i-a spune Parlamentului: legea asta nu vreau să o implementez, că nu-mi place mie. Asta este situația în care se află lumea. Soluții pentru ca acest drum să redevină circulabil se pare că ar fi. După aproape 2 ore de discuții între administratorii complexului și primarul Armand, a venit și o hotărâre temporară. Există, cel puțin la nivel declarativ, posibilitatea ca în maxim 2 săptămâni, între 10 zile și 2 săptămâni, Rom Silva să deschidă acest drum. Practic, cele 3 parcele de teren ar putea să se transforme în drum forestier cu acces pentru riverani, însă procesul ar putea dura și câteva luni. Până atunci, oamenii sunt nevoiți să stea în trafic.